Da, ea a fost și accidentată și a intrat ușor-ușor în rid și o veți mai vedea de mai multe ori în teren. Deși nu a mai transferat nimic în această iarnă, în afară de cele trei americance, antrenorul Florin Nini se poate lăuda că din această săptămână se poate baza pe una dintre cele mai bune jucătoare de sub panou din România. Este vorba de Andreea Huțanu, basketbalistă care a fost accidentată și care în meciul cu Sportul Studențesc a revenit pe parchet. Ea a suferit înaintea sezonului o accidentare extrem de gravă. Dată fiind vârsta înaintată pentru un sportiv de performanță, recuperarea a durat. După o intervenție chirurgicală suferită în Italia și sute de ore petrecute în sala de forță și o refacere meticuloasă, Huțanu a reușit să-și impresioneze colegile încă de la primul său meci din sezon. Am așteptat în principiu să joc. O accidentare este întotdeauna grea și este greu să revii. De aceea, probabil câteva meciuri, antrenorul nici nu mi-a dat șansa să joc. Dar a fost, între acest meci a fost ca și un antrenament pentru noi și ne-a prins bine. Ne-am revenit, o înfrângere este greu de suportat, dar asta este basketul, trebuie să trecem peste. A doua zi trebuie să uităm totul și să mergem mai departe ca să ne putem califica. Pivotul a fost folosit de Florin Nini aproape 15 minute și a reușit să marcheze 6 puncte în disputa cu Sportul Studențesc. De asemenea, Huțanu a reușit 2 recuperări și se poate îngadra în statutul piesă de bază pentru meciurile de Euroligă. Vei apuca în acest sezon să evoluezi și în Euroligă. Da, așa este. Este o onoare pentru mine și voi da tot ce am mai bun și să sperăm că ne vom califica mai departe. Vreți să mai aveți șanse? Sigur că da, șanse sunt. Dorința este mare și eu cred în echipele mele. Stafful este alături de noi și cu siguranță ne vom califica.